Hai să deschidem împreună la Ioan, Matei 28. Matei 27, de la versetul 57. Matei, capitolul 27, de la versetul 57, până la 66. Ați deschis. Fraților, mulți cred că la Domnul Iisus se întorc numai oamenii fără carte. Toți țărani se întorc la Iisus. Mulți cred că toți oamenii fără școală, e că ăștia se întorc. Toți alcooliști, toți curvari, numai ăștia se întorc. Oameni din ăștia de elită mai de sus, e că ăștia nu se întorc la Iisus. Ăștia nu se pocăiesc, ăștia au minte. Dar zici, cum e mai prostuț, cum gata, se întoarce la Iisus. Și toți au, mulți au părere, oameni din lume, necredincioși, că pocăiții sunt pătura de jos, care Hristos a avut milă de ei. Și pătura de jos, cei mai slabi, care n-au avut școală și cineva acolo i-a aburit cu un pic de Biblie și ei s-au pocăit. Voi ce părere aveți? Nu e adevărat? Se întorc la Hristos numai țăranii, săraci, fără școală, fără carte, sau se întorc la Hristos din toate păturile sociale? Din toate? Oare să fii parlamentari care îl iubesc pe Iisus? Să fii oare comisari de poliție care îl iubesc pe Domnul? Da? Să fii oare doctori? Sorver, sunt? Sunt? Sunt oare președinți de țări care îl iubesc pe Domnul? Ce părere aveți? Sau nu cumva și noi credem că numai țărani? Unii oameni cred că învățăturile lui Iisus sunt numai pentru ăștia care nu știu carte. Aștia de sus, ăștia sunt înțelepți. Mii mulți în piață mi-au zis. Eu am prea multe școli ca să poți crede în ce scrie în Biblie. Eu zic, tu îți dai seama, te-ai născut geniu, ai îmblat la școli până te-ai stricat și la urmă nu mai crezi în Creatorul tău. Nu mai bine nu mai îmblat la școală? Erai mai geniu? Credeai în El? Așa, uite, ai îmblat, te-ai stricat? Fraților, Hristos are învățături pentru tot felul de pături sociale, da sau nu? Hai să vă zic. În Biblie sunt lucruri tare simple. Să nu furi, să nu ucizi. Du-te la oricare țăran care nu are trei clase. Spune-ți, nu furi, nu ucizi și el o să zică, păstrez asta. Mă țin de asta, ascult de Dumnezeu. Dar du-te la un om care îi place, studiază mult. El nu o să se mulțumească numai că nu furi, nu ucizi. El vrea ceva mai mult. Ok, ești mai deștept? Bagă-te în Biblie și caută mai mult. Și pentru tine este. Sunt savanți care nu s-au mulțumit cu asta. Și au zis, noi o să studiem fiecare verset. Și s-au băgat verset după verset. Și au găsit arheologii au găsit în diferite colțuri din Israel, din Egipt. Au găsit corabia lui Noe pe muntele Ararat. Au găsit că ce spune Biblia e drept. S-au găsit alții mai deștepți. Și au zis, noi nu-i destul să studiem versete întregi. Noi vrem fiecare cuvânt. Ok, spune Domnul, vrei să studiezi fiecare cuvânt. Și pentru asta este în Biblie înțelepciune. Studiază fiecare cuvânt. S-au trezit niște evrei înțelepți, rabini evrei, și au zis, nu-i destul fiecare cuvânt. Noi vrem fiecare literă. Nu-i problemă. Dacă te socoți prea de tot, dă-i, studiază fiecare literă din Biblie. Nu-i greșit. Studiază și îți găsești taine și în asta, în fiecare literă. Studiază. Acum, Iisus Hristos, în primul rând, la cine mergea? Ha? La cei păcătoși. Dar cei păcătoși, în care pătură socială se află? În toate?
Ok, de-ați vedem dacă sunt în toate. Sunt hoți de buzunare, nu? Sunt hoți doctori. Server, sunt hoți doctori. Sunt hoți învățători. Învățători hoți. Fură de la părinți bani pentru perdele în fiecare lună. Sau cum acolo. Sunt hoți vânzători, nu? Ei vând și totodată fură la cântar. Nu? Sunt doar. De care hoți mai sunt? Sunt hoți miniștri, sunt sau nu? Hoți parlamentari. Sunt hoți în toate păturile sociale, sunt hoți unde vrei. Hristos când a venit, El nu a venit numai pentru țărani, El a venit pentru tot felul de hoți, pentru tot felul de păcătoși. Acum spuneți-mi voi, când Hristos predica, cine era în jurul Lui desori? Ce fel de oameni erau în jurul Lui? Vameși se socot cu studii superioare, nu? Oameni mai... Vameși erau... Pescari erau, care nu știu a citi și a scrie. Erau sau nu? Cărturari erau, care știau litere curite. Farisei, preoți erau, oameni mari erau acolo. Și cum credeți? Hristos avea cuvânt pentru ei toți? Da. Hristos când dădea o pildă, urumegau toți. Și țărani, și preoți, și cărturari, și toți urumegau. Hristos așa spune câte o pildă. Hai să vă spun. Țăranii, cei mai de jos, stăteau pe lângă Hristos, Doamne, nu ne foame. Iisus le-a făcut 5.000, la 5.000 de oameni, le-a făcut pâine, le-a făcut pești. Au venit niște înțelepți și au dat o întrebare. Spune-ne, Hristoase, cui să-i plătim birul? Da? Cezarului sau? Iisus ce răspuns a dat? Răspunsul lui Hristos a fost, ce el cezarului, dați-i cezarul, celui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Ei când au auzit, cei mai înțelepți când au auzit așa răspuns, au înțeles că Hristos n-a venit numai pentru țărani. Și au zis, da. Mi-a plăcut un creștin din America, nu știu dacă ați auzit de Ravi Zacharia. Ravi Zacharia ăsta s-a dus în Parlamentul din România și s-au strâns vreo 20 de parlamentari împrejurul lui, sau poate mai mulți, și el le-a spus așa, am venit să vă povestesc despre cel mai tare politic de pe glob. Și ăștia au zis, despre cine? Și au zis, despre Iisus. Politica lui Iisus e cea mai tare. Iisus a spus, dați lui Cezar ceea Cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Toți politicienii l-au ascultat pe Ravi Zacharia și au zis așa el. Vreau să vă rog să nu vă băgați în ceea ce e lui Dumnezeu. Și vouă vă spun, erau niște păstori acolo, să nu vă băgați în ceea ce e cezarului. Ajutați-vă unul pe altul. Și atunci le-a mai predicat el tot din Biblia noastră. Și parlamentarii au rămas cu gura căscată. Ce învățături minunate are Iisus. Unii dintre ei spune, dar noi credem că e numai pentru băbuțele alea care îmblă și cântă în strană. Nu, cuvântul lui Iisus e minunat. Deci, toți suntem de părerea că cuvântul lui Hristos e și pentru cei mai de vârf oameni. Da? Și ei au nevoie de Hristos. Nu? Bun. Trecem un pic schimbăm tema. Ați auzit de Sinedrion? Ați auzit de Sinedrion? Ce-i Sinedrionul? Sinedrionul e un sfat frățesc făcut din 70 de înțelepți. Cei mai înțelepți din Israel, cei mai. Știi ce înseamnă cei mai? Fiecare om din Sinedrion, Sanhedrin îi spune în ebraic, fiecare om din Sinedrion trebuia să fie om care cunoaște Vechiul Testament pe de rost, Talmud, cartea care explică mai pe lung Vechiul Testament, bine, Mișna pe de rost, Targum pe de rost, Tosefta pe de rost, Gemara, acolo sunt câteva zeci de
de denumiri, care fiecare denumire, când eu zic Talmud, asta înseamnă 30 de cărți așa groase, așa mari. Toți trebuie să le știi pe toate. Și în Sanhedrin, în Sinedrion, fiecare înțelept știa pe de rost toate cărțile, toată legea, destrămată, bucățele mici. Ei știau tot. Și când venea în fața la Sinedrion cineva să se judece, 70 de înțelepți, împreună cu marele preot, îl ascultau și dădeau răspuns după Biblie. Îi dădeau răspuns concret ca din partea lui Dumnezeu. Cine pe Iisus l-au judecat? Sinedrion. Pe Iisus l-au judecat 70 de înțelepți ăștia. Cei mai tari, ei. Dar știți unde l-au judecat? Nu în Sinedrion, dar noaptea. S-au strâns noaptea să nu-i vadă nimeni. Stăteau acolo și după ce au venit noaptea și l-au adus pe Hristos noaptea la ei, înainte de a-l răstigni. Soldații l-au bătut pe Hristos în fața la Sinedriu, în fața lor. Sinedrionul, cei mai înțelepți, îl scuipau, îl loveau cu pălmele pe Iisus. Și spunea, tu ești Fiul Dumnezeu? Cine te crezi tu? Tu crezi că tu poți ierta păcatele? Și au făcut toată asta pe ascuns. Nu puteau să facă în Sinedriu, pentru că nu era legal. Nu era tare legal să facă asta cu Iisus acolo. N-aveau, dacă cineva ține minte, n-aveau nimic mărturii împotriva lui, a lui Iisus. El nimic n-a greșit. Hristos chiar le-a spus odată, eu i-am înviat pe fiii voștri, am vindecat fiicele voastre, v-am dat pâine și nu m-ați prins, am îmblat printre voi și nu m-ați prins, dar acum ai puterea întunericului, acum voi aveți puterea să faceți ce aveți de făcut cu mine. Bun. Când în Sinedriu se întâlneau toți 70 și vorbeau între ei, cum îl prindem pe Iisus? Cum noi o să-L prindem pe Hristos? Hai înțelepților, hai să ne înțelegem. Știți ce a făcut unul dintre ei? Unul dintre ei era Iosif din Arimatea. Ați auzit de Iosif din Arimatea? Iosif din Arimatea era, dintre cei 70 de înțelepți, el era nu unul din 70, el era, pe lângă toate, mai era și un sfetnic cu vază. Unul mai înțelept ca înțelepții. Asta era Iosif din Arimatea. Vreau să vă-l închipuiți. Și tot unul dintre înțelepții din Sinedrion îl chema Nicodim. Ați auzit de Nicodim? Când Sinedriu se sfătuia cum să-l omorâm pe Iisus, știți ce a făcut Nicodim? S-a dus noaptea pe ascuns, i-a spus lui nevastă, să nu spui la nimeni unde mă duc eu. S-a dus la Iisus. Și când a dat de Iisus, a spus, Doamne, spune-mi, te rog, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Da? Și ce a spus Iisus? Trebuie să te naști din nou. Și cel mai înțelept a pus o întrebare cea mai prostească de pe glob. Tu îți dai seama, Nicodim îl întreabă pe Iisus, om bătrân, cu barbă, serios, înțeleptului din Israel. Iisus, tu ai în vedere că se intră în burta mamei și se iese înapoi? Iisus la urmă îi spune, dacă tu lucrurile astea nu le cunoști, cum o să-ți spun din alea mai tari? Voi vă dați seama acum, Hristos e sursa înțelepciunii, mai sus nu-i. Înțelepciunii mai mari nu-i. Dacă Nicodim o trebuie stai să pui întrebări prostești când nu era la nivelul lui Iisus. Nicodim i-a spus așa lui Hristos. Iisus, noi, cuvântul noi înseamnă noi Sinedriu. Noi știm că ceea ce faci tu nu poate face nimeni decât dacă nu vine de la Dumnezeu. Adică tot Sinedriu vorbea că ei cunosc că ce face Hristos e de la Domnul. Acum, Iosif din Arimatea, când toți vorbeau acolo cum să-L prindem pe Hristos, știți ce a făcut Iosif? Iosif s-a ridicat în picioare și a zis, eu nu mă fac partaș cu voi la prinderea lui Iisus, eu n-am treabă cu voi. Asta a zis Iosif din Arimatea. Nu vă supărați, colegi, eu nu vreau să-L prind pe Iisus și nu sunt de acord cu planurile voastre.
Bun. Hai acum împreună cu noi, împreună să ne uităm întâi la... Pune ceva aici în Matei 27, în carte, ca să-ți păstrezi locul. Și deschid împreună cu mine la Marcu 15:43. Marcu 15:43. A venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază, Marcu 15:43, ați găsit? A venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu, el a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Ne oprim mai un pic aici. Iosif din Arimatea, nu, ne spune Marcu. Marcu ne spune că Iosif din Arimatea era ce? Sfetnic de care? Cu vază. Sfetnic cu vază. Bun, asta ne spune Marcu. Dar să vedem ce spune Luca. Luca 23. Deschide împreună cu mine. Luca spune. Voi n-aveți Biblie, așa? A, eu am spus că vă dau. Alex, te rog. Sunt acolo Biblie așa cu scris mai mare. Vreo câteva scoasă în dulap. Adu 4. Ați deschis la, cât am spus, Luca? Luca 23, versetul 50-51. Ia ascultă atent. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Marcu ne spune că era un sfetnic cu vază, Luca ne spune că era când a luat parte la planurile celorlalți. Acum venim înapoi la, hai să venim înapoi la Matei 27:57. Cuvântul Domnului spune așa, spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Interesant! Era și Iosif ucenic de lui Iisus. Ce fel de ucenic? Nu l-am mai întâlnit în altă parte. Ce fel de ucenic era Iosif? Iosif era un ucenic ascuns al lui Iisus. Vreau să vă spun, fraților, și astăzi sunt ucenici ascunși de lui Iisus. Ascunși. Sunt ucenici care noi nu-i cunoaștem, poate, încă. Ei încă se ascunși. Noi o să aflăm despre ei. Dar ucenicii ăștia ascunși, care stau mult timp ascunși, când se trezesc odată să facă o treabă pentru Hristos, o face cum nu a făcut-o niciun apostol. Niciun apostol. El era ucenic ascuns. Știți, cine mai cunoaște din Noul Testament un alt ucenic ascuns care nu-l știau apostolii? Se spune că Pietru s-a nervat chiar. Țineți minte locul. Apostolul Pietru s-a nervat și a spus, Doamne Iisuse, noi am întâlnit un creștin, am întâlnit un om, scotea dragi pe stradă în numele Tău. Iisus, și nu umbla cu noi, El cu noi nu umbla. Ți închipui Iisus, El nu-i de-a nostru și scotea dragi pe stradă, vindeca pe oameni, învia. Iisus spune, Pietru, dar de unde tu ai luat că El trebuie să fie cu tine? Dar și toți trebuie să fie cu tine. El face lucrarea mea. Dacă El e pentru mine, nu e împotriva voastră. El tot e de-a vostru. Fraților, sunt ucenici ascunși. Uite cum Iosif din Arimatea. Nu s-a mai auzit nicio faptă despre El. Să mai fi făcut vreo faptă, dar când a făcut o faptă, a făcut o faptă mare. Acum,
Când învățau, când Hristos îi învăța pe ucenicii ăștia în ascuns? Cum credeți? Pe Nicodim când l-a învățat? Noaptea. Noaptea! Să nu-l vadă nimeni. Pentru că Hristos nu i-a spus, Nicodim, ce ți-e rușine? Vină ziua dacă ești așa de tare. Nu, Hristos i-a zis, Nicodim, eu nu te apăs. Dacă vrei să vii noaptea, nu-i problemă, vină noaptea la mine. Eu nu cred că aia a fost unica noapte. Nicodim vinea la învățături la Iisus. Iosif din Arimateea tot era un ucenic de al lui Iisus. Dar de care? El vinea pe ascuns. Așa scrie în Biblie. Un ucenic pe ascuns. Știi ce înseamnă pe ascuns? Când poate nici apostolii nu știau. Vinea Iosif din Arimateea și spunea Iisus, mai spune-mi ceva. Iisus spunea, uite așa și așa, împărăția mea, așa și așa. Asta era un ucenic pe ascuns al lui Hristos. Iosif din Arimateea. Ce face? Este un om foarte înțelept. Versetul 58, uitați-vă la 27-58. Dacă este cineva să-i ajute, da. Așa-i. Frate Ioan, dacă vrei, poți să te așezi acolo să-i ajuți pe ei, să deschide mai repede. Așa. Tu, Anatol, ai deschis. Matei 27-58. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. El s-a dus la Iisus și a cerut, el s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat i-l-a dat. Voi știți cine era Pilat? Guvernator. Spuneți-mi, vă rog, la guvernatori poate intra oricine, oricând? Cine poate intra la guvernator? Numai oameni cu autoritate, cuvânt, cu vază, oameni care cuvintele lor zgrele. Ei, dacă zic o propoziție, ei au trecere. Nu toți creștini, fraților, nu toți creștini sunt ca Iosif din Arimateea. Sunt creștini care ei, dacă îi întrebi, măi, dă un sfat cuiva, ei, bă, o propoziție poate, nu poate lega. Hristos nu-l judecă. Nu toți sunt ca Iosif din Arimateea. El atâta poate, fiecare poate. Alții nu pot nicio propoziție să o lege. Hristos are oameni diferiți, dar Hristos are și frați ca Iosif din Arimateea. Vreau un pic să-ți închipui. Iosif din Arimateea intră la Pilat, doi soldați. Îi deschid, eu sunt Iosif din Arimateea, din Sinedrion. Soldații deschid. Iosif intră la Pilat și îi spune Pilat, eu am o rugăminte pentru tine, ți-ai minte? Uite, de multe ori ai cerut poate un sfat, eu ți-am dat un sfat înțelept și lucrurile au mers. Eu acum am un cuvânt, o rugăminte, te rog, dă-mi trupul acest Iisus, care pe el l-au răstignit iudeii. Nu știu cum a vorbit Iosif din Arimateea, dar cuvintele lui au costat, au fost așa de grele, că Pilat a poruncit, a zis, soldați romani, eu pun pecetea, îi dați trupul lui Hristos, îl dați lui Iosif din Arimateea. Vreau să vă închipuiți pe Iosif. Cum Iosif ia trupul lui Hristos în brață și îl duce la mormânt. Cineva din apostoli a făcut asta? Cum credeți, dacă mergea Ioan la Pilat, îi dădea trupul? Dar eu tot sunt creștin, eu tot îl iubesc pe Domnul. Ți-i nu. Tu ești creștin, dar tu ai alte lucrări. Pentru lucrarea asta este Iosif din Arimateea. Dar dacă vinea Pietru cu râvna lui, Pilat, tu știi eu cât de tare l-am iubit pe Iisus, dă-mi trupul. Nu, Pilat avea zis că du-te de aici, mai nervosule. Vine Iosif din Arimateea și spune două propoziții, Pilat, tu pe mine mă cunoști, noi ne știm, noi împreună, eu în Sinedrion, tu aici, trebuie să-mi dai trupul lui Hristos. Pilat poruncește, duceți și dați-i trupul. Iosif ia trupul în brațe, versetul 59. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă.
Au prăvălit o piatră mare la ușă, la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Maria erau acolo și ședeau în fața mormântului. Uite, astea nu cărau nimic, dar ele ședeau acolo. Interesant un lucru despre... În timpul când Iosif din Arimateea îl ia pe Hristos în brață, în timpul ăsta când îl duce spre mormânt și începe să-l cuin, să-l înfășeze, deschide cu mine să-ți arăt un alt loc care să fie interesant. Eu deodată am și râs de bucurie când am citit locul ăsta. Deschide la Ioan capitolul 19. Pune aici înapoi un semn în Biblie și du-te la Ioan capitolul 19. Cu versetul 38 la 40. Ioan 19, de la 38 la 40. După ce Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, uite la doilea, a doilea om deștept și înțelept, Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii. Așa e? Iudeii aveau obicei ca să îngroarcă. Interesant, ia ca doi prieteni. 100 de litri. Uitați-vă, doi oameni. Ce face unul? Își pune viața în joc. Iosif din Arimateea, el când a intrat la Pilat, Pilat avea tot drept să-l omoare, dacă vrei. Nu m-a arătat și el era mort. Iosif se duce și face o faptă mare pentru Hristos și pentru biserică, pentru noi astăzi. Se duce, ia trupul lui Hristos și în timpul ăsta Nicodim se apropie și el. Spune, Iosif din Arimateea, nu tu singur, am și eu ceva pentru Iisus. Și-a adus 100 de litri de smirnă și aloie. Știți cât costa un pic de smirnă cu aloie? Costa, se spune că a patra parte din casă, dintr-o casă. 100 de litri de smirnă cu aloie costa o stradă întreagă de casă. Asta, practic, era averea lui Nicodim. Ce creștin ar fi gata să-i dea lui Hristos toată 100 de litri care i-a strâns-o toată viața? 100 de litri de smirnă cu aloie împreună. Ceva, un parfum prea scump. Aveau numai ăștia mai tari, mai bogați. Iosif din Arimateea tot era bogat, Nicodim tot bogat. Amândoi prieteni vin și aduc cei mai scump. Iosif din Arimateea își pune viața în joc, Nicodim îi dă tot ce are. Ca atare, romanii știți cum făceau? După ce răstigneau pe cineva, îi luau de pe cruce 500 odată. După ce i-a răstignit, îi lua pe toți 500, îi arunca în mijlocul drumului și toți treceau și uitau. Nimeni n-avea voie să atingă de ei. Nici mama, dacă își vedea mama fiul răstignit, care l-a luat de pe cruce și l-a rugat, n-avea voie să se apropie. Aveau voie să se apropie numai vulturii, să le mănânce carnea. La iudei nu era așa. La iudei era ca să-i îngroape, să-i pui în pământ și să-i acoperi deasupra. Acum, la iudei le era tot una. Iudeii ca tare vroiau ca Hristos fie aruncat ca și ceilalți bandiți. Aruncați pe drum și să-l mănânce vulturii. Lasă să facă Pilat ce vrea cu el. Dar vezi că nu s-a întâmplat așa. Au venit Iosif din Arimateea și a luat trupul înainte ca să vie iudeii și să spună lui Pilat. A venit Iosif și a făcut un lucru mare. Acum, interesant. Ce spune nouă despre Iosif aici? Uitați-vă la versetul 57. Spre seară, versetul 57, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. Iosif era bogat. Deschidem împreună cu mine acum la Isaia,
53:9. Deschide la Isaia 53:9. Prorocul Isaia prorocește. Cu sute de ani înainte de a veni Hristos, Isaia spune. Spune așa. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Isaia 53:9. Ai deschis? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Tu îți dai seama ce este? Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsește niciun vicleșug în gura lui. Tu îți dai seama? Despre Iosif din Arimatea a fost prorocit în Isaia. Isaia a vorbit că va veni un așa om bogat și îl va pune în mormântul lui. Asta au fost prorocii din Vechiul Testament. Bun. Ne oprim un pic aici. În secolul I au circulat mii de scrisori printre creștini. Mii de scrisori. Nu toate s-au păstrat. În primul rând s-a păstrat ceea ce numim noi Biblia astăzi. Astea s-au păstrat scrisori, către Coloseni, Filipeni. Dar sunt multe alte mii de scrisori. Și din astea multe mii, multe din ele au fost false. Dar numai care au arătat că sunt autentice. Au arătat că ele sunt chiar din mâna lui Barnaba sau chiar din mâna lui Pilat. Alea s-au păstrat și au și dovezi că ele sunt al lui Pilat. Vreau să vă spun că există așa o carte care se numește Cărțile pierdute ale Bibliei. Și în cartea asta există așa o scrisoare lui Nicodim către Pilat. Englezii au tradus-o din ebraic în engleză, se numește Nicodimus. Și aici și Nicodim e autentică a lui Nicodim. Și al Nicodim îi povestește lui Pilat ce s-a întâmplat. Pilat, uite, scriu ție ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat iudeii ce au făcut cu mine. Cazul lui Nicodim, lui Iosif din Arimatea și Pilat e scris aici pe lung. Ce scrie aici? Aici spune așa că când au auzit iudeii că Iosif din Arimatea a luat trupul lui Hristos, s-au dus la Iosif din Arimatea, l-au luat și l-au închis. Și când l-au închis în pușcărie, marele preot Ana și Caiafa au pus o ștampilă, au pus ceva cu inelul lor de la mână, au pus pe ușă o ștampilă ca nimeni să nu poată rupe, să știe ei sigur că Iosif din Arimatea îi închis acolo. Dar când să-l închid acolo, Iosif din Arimatea le-a spus lor așa: cel căruia eu i-am pus trupul pe cruce, cel căruia eu i-am luat trupul de pe cruce, el îmi va lua trupul din pușcăria aceasta. Uite, astea sunt cuvintele lui Iosif din Arimatea. Spune, el mă va lua de aici. Stă Iosif din Arimatea în pușcărie, singur în cameră, și noapte, pe la 2 din noapte, târziu, în mijlocul nopții, el vede 4 îngeri în camera lui. Vede o lumină mare și vede pe cineva cum se apropie de el, plin de lumină. Și Iosif din Arimatea a căzut jos în genunchi și a strigat: Rabuni Elia, adică Ilie. El a strigat: învățătorule Ilie, adică prorocul Ilie. Tu ai venit să mă scapi. Și a zis, spune că Iosif din Arimatea, când a zis asta, cel care era în fața lui, a luat și a sărutat mâna. Și a zis așa: eu sunt acel care tu m-ai luat de pe cruce și m-ai pus în mormântul tău.
Și am venit să fac ceea ce ai spus tu, că cel ce te va scoate, cel ce l-am luat eu de pe cruce, îmi va lua trupul din pușcărie. Și l-a luat Iisus pe Iosif din Arimatea, din pușcărie, l-a dus în Ierusalim și din Ierusalim, i-a arătat Ierusalimul, din Ierusalim, asta s-a întâmplat în câteva clipi. L-a luat și l-a dus în Arimatea lui. Bun. Acum, toți iudeii au auzit că Iosif din Arimatea nu e în pușcărie. Au venit, fugă la pușcărie, au văzut că el nu-i, s-a dus toți în Arimatea să-l vadă dacă e acolo. Țineți minte un lucru. Asta s-a întâmplat în momentul ăla când Hristos, după ce l-au dus pe Hristos la mormânt. Și Hristos, ca și cum era în mormânt, dar Iosif era în pușcărie. Asta s-a întâmplat în aceleași zile. Iosif din Arimatea, când vin iudeii la dânsul în Arimatea, el le spune: Domnul mi-a spus în pușcărie că el va merge mâine în Galileea, dar eu mâine voi fi în Arimatea. Și între soldați o scrie cartea asta, între soldați s-a făcut așa un zvon, că mâine Hristos va merge în Galileea, dar Iosif va fi în Arimatea. Toți iudeii au strigat, s-au nervat, s-au spărat și au zis: nu există așa ceva. Nu va fi el în Galileea. Învie Hristos și îi spune lui Maria: Marie, spune-le la frații mei că eu voi merge înaintea lor în Galileea. În cartea asta spune, în scrisoarea lui Nicodim către Pilat, spune că au trimis oameni în două locuri. Au trimis câțiva iudei în Galileea și câțiva în Arimatea. Și aia și aia l-au văzut pe Iosif din Arimatea, ăștia l-au văzut pe Iisus în Galileea. Și ăștia povestesc, ăștia care l-au văzut în Galileea și l-au văzut pe Iisus cu apostolii, ei au văzut cum Iisus s-a înălțat. Și au venit înapoi în Sinedrion și în mijlocul Sinedrionului au început a striga: Iisus Hristos e viu, noi l-am văzut, el era în Galileea și l-am văzut cum el se urca exact cum se urca ăsta, prorocul Ilie la ceruri. El se urca sus. Și atunci toți iudeii așa de tare s-au supărat că au spus că plătesc toți banii care sunt în Sinedrion numai să-i cumpere pe oameni, pe soldați și pe toți care l-au văzut pe Iisus, să-i cumpere și ei să spună peste tot că nu e adevărat. Iisus n-a înviat, ucenicii lui l-au furat și l-au dus. Acum, știți voi, când Hristos a murit, ce s-a întâmplat? Mulți din împărăția Întunericului, mulți din locuința morților au înviat. Știți, istoria ne spune, ați auzit de Simeon? Era așa în Biblie un om, Simeon. Simeon ăsta avea doi fii, Cearinus și Lintius. Fiii ăștia le spunea Cearinus și Lentius. Cearinus și Lentius erau fiii de lui Simeon care au murit cu câțiva ani înainte de a muri Hristos. Când au înviat mulți din morți și umblau prin orașe, printre ei erau doi care îi chema Cearinus și Lentius. Și voi vă închipuiți, când Sinedriul stăteau toți și vorbeau ce facem cu Hristos, între Cearinus și Lentius și spun, ăștia când i-au văzut s-au speriat. Și au zis, noi suntem cei care și-au povestit cum a intrat Iisus în mormânt, în locuința morților și i-a scos pe ei afară de acolo. Și atunci iudeii, cei mai mulți din Sinedriu, au crezut în Hristos, dar câțiva nu și-au plătit bani grei ca minciuna despre Hristos să răspândească până astăzi. Eu am fost acasă la diferiți rabini, aici în Londra, la evrei cu perciuni, cu barbă, și le-am spus, de ce tu nu crezi că Hristos e Mesia? Și ei știți ce au spus? Ei au spus, pentru că avem scrieri din partea la câțiva rabini din vremea aia și rabinii aia spun că ucenicii lui l-au furat. Rabinii zic că ucenicii lui l-au furat. Și noi credem ce zic rabinii. Și ucenicii lui l-au furat și el n-a înviat ca tare, dar ei l-au furat. Și am stat și m-am gândit, vai, câți bani au investit ăia atunci ca minciuna să vină până astăzi
la oameni și, și mulți evrei să o creadă. Deci am întrebat, în cărțile voastre, este scris numele la rabinii care au spus? Și eu am spus, da, sunt câțiva. Eu zic, spuneți-mi, Rabban Gamaliel. Lui Gamaliel ei nu zic rabii, zic Rambam, adică ceva mai mare, Rabban. Rabanul Gamaliel a spus și el despre asta. Nu, a zis, nu avem din partea lui așa spus. Și interesant un lucru. Gamaliel, care era din timpul lui Iisus, știți ce le-a spus el la evrei? El le-a spus la iudei, nu mai luptați împotriva lui Iisus sau împotriva creștinilor, pentru că s-ar putea să luptați împotriva lui Dumnezeu. Deci Rabban Gamaliel, el credea că Hristos este Mesia. Gamaliel credea că Hristos e Mesia, Nicodim credea că Hristos e Mesia. Și cine mai credea? Iosif din Arimatea. Uite mai departe. Versetul 62. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, ziua pregătirii vineri, a doua zi, sabatul. Știți asta, da? Ziua pregătirii vineri, a doua zi, sabat. Preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului că a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Ascultați ce zice Pilat. Pilat le-a zis, aveți strajă, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Uite, uite, atent. Evreii vin la romani, Pilat e roman, și spun, Pilat, pune-te, rog, soldați ca să păzească, să nu furi nimeni trupul lui Iisus, ca să ne convingem că nu va învia. Dar Pilat ce face? Mânat de Dumnezeu. Pilat n-a trimis soldații lui să păzească mormântul, pentru că dacă Pilat trimitea pe romani să păzească mormântul și Hristos oricum învia, știi ce avea să spună toți evrei, toți evrei ăștia rabini? Avea să zică, a, ăsta romani au furat trupul lui. Dar Pilat le-a zis, voi aveți soldați? Puneți evrei să-l păzească. Puneți o strajă de-a voastră să-l păzească. Și că au pus o strajă evreiască să-l păzească pe Hristos. Interesant. Spune așa, ei au plecat și au întărit mormântul. Trei lucruri au făcut. Au întărit mormântul, au pecetluit piatra, au pus-o bine acolo și au pus soldați lângă ea. Ca Iisus să nu poată învia niciodată. Au întărit mormântul, au pecetluit piatra și au pus soldați. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze între ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Care străjeri? Evrei. Ce fel de evrei? Care erau apropiați de Sinedriu. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Voi puteți să vă închipuiți, frați bărbați, cum o femeie poate să plece undeva cu frică și cu bucurie?
Cu ce fel de frică și cu ce fel de bucurie? Cum e asta? Cum poți pui frica cu bucurie împreună? Ce părere aveți? Ce le-a speriat pe ele? Știți care era atitudinea la femeile astea? Femeia e așa, pentru mine femeia e o creatură creată numai din emoții. Pentru mine bărbatul e făcut din topor. Femeia e numai din emoții. Ce au văzut ele? Ele când au văzut că soldații stau cu săbile lor ascuțite ca morți, când au văzut piatra la o parte că se mișcă, când au văzut îngerul că vorbește, au văzut îngerul, dar când îngerul s-a întors și mai vorbit cu ele, nu vă temeți. Și când îngerul le-a zis, el a înviat, el nu e aici. Femeile, știți cum au rămas astea două mari? Chiar? Asta e adevărat ce vedem noi? Îngerul nu se oprește aici și spune femeilor, duceți-vă acum și vorbiți cu ceilalți fricoși, cu bărbați. Vorbiți cu apostolii. Spuneți-le că Iisus merge înaintea lor, în Galileea, El a înviat. Uite mai departe. Pe când se duceau ele, au intrat... Stai, nu, ne oprim aici. Versetul 8. Ele au plecat de la mormânt cu frică și mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. Când ele, săracele, fugeau de frică și cu bucurie, le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, ce le-a zis? Bucurați-vă! Vreau în viața ta să suni cuvântul ăsta până vei intra în mormânt. Bucurați-vă! De ce să te bucuri? Te bucuri că mormântul a rămas gol. Dacă mormântul lui a rămas gol, înseamnă că și a tău va rămâne... Ține minte asta. Dacă Hristos locuiește în ceruri, înseamnă că și tu vei locui în ceruri. Știți care e pecetea pentru tine? Pe toată viața. Bucurați-vă. Eu de atâta nu înțeleg când un creștin umblă trist. Oameni buni, ne bucurăm că El a înviat. Ne-am întristat când El a murit, dar El deja e viu. Rămâne să umblăm bucuroși. Hristos a înviat. Iisus primul cuvânt le spune, eu vreau așa să vă închipuiți astea două femei, cum ele fug cu bucurie și pline de frică și pline de bucurie. Ele ca șobolanul fug cu inima în dinți. Hristos le oprește, spune femeilor, liniștiți-vă, bucurați-vă și duceți-vă. Uite mai departe. Apoi Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei, să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-a zis așa, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea prin când dormeam noi și l-au furat. Spuneți că l-au furat, uite, vă dăm banii, câte 100.000 de pound, spuneți că l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Și putem să zicem și noi, și până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat. Dar unii au fost mai slabi ca femeile ale două. S-au îndoit. Unii au zis, nu-mi vine să cred că El e Iisus. Oare El e Iisus? Precis Iisus? Nu, că nu. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Ei i s-au închinat. Ce facem noi cu Hristos, fraților? Noi ne închinăm Lui? Avem dreptul să ne închinăm Lui? Avem voie? Vrea Iisus să ne închinăm Lui? Noi ne închinăm Domnului Iisus. Noi ne închinăm
Tatălui. Noi ne închinăm Tatălui în numele lui Iisus. Ia-o cum tu vrei. Important, închină-te lui Dumnezeu. Dumnezeu care este Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Ei s-au închinat lui Iisus. Că tare numai lui Dumnezeu ai voie să te închini. Atunci cine e Iisus? Iisus e Dumnezeu. Și uite mai departe. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Faceți din Moldova, duceți-vă în Cahul, sau prindeți-l pe ăla din Cahul, în Anglia. Pe aia din Cahul, pe aia din Turda. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.